Revine în forță pandemia, anunț teribil atunci când toată lumea se bucura de eliminarea restricțiilor. Noul val de infectări este în mare parte alimentat de subvarianta Omicron, iar în curând oamenii vor fi din nou presați de restricții. Fără nicio îndoială, BA.2 este varianta cea mai contagioasă a virusului SARS-CoV-2 pe care am văzut-o până acum. A atras atenția responsabilă tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății pentru combaterea COVID-19. La această variantă se adaugă ridicarea în numeroase țări a măsurilor sanitare anti-COVID-19, ceea ce oferă virusului ocazia să se răspândească, plus acoperirea vaccinală incompletă în numeroase regiuni ale lumii. De asemenea, experta Organizației Mondiale a Sănătății a deplâns dezinformarea cu privire la COVID-19 care circulă chiar la niveluri foarte înalte ale statelor. Astfel, unii spun că Omicron este inofensivă și că este ultima variantă cu care se confruntă lumea, alții că pandemia s-a terminat, iar toate astea sunt la originea unei mari confuzii de care profită virusul. Organizația Mondială a Sănătății a observat că noua variantă a coronavirusului detectată în trei țări europene, Franța, țările de jos și Danemarca, care combină tulpinile Delta și Omicron, și a fost denumită Delta-Cron, are un nivel de redus de circulație.